Prietenia româno-chineză datează din anul 1978, când președintele Hua Kofen a vizitat comuna. Mai târziu, în anul 2014, noi am încheiat înfrățirea cu localitatea Chuangang din Republica Populară Chineză și cel mai mult și cel mai mult din aceste vizite repetate ale comisiilor, ale delegațiilor din Republica Populară Chineză, ne dorim să aibă ca și cel realizarea investițiilor în Comuna Cumpăna. Când spun investiții, ceea ce am exprimat și astăzi, Excelenței sale, domnul uh, Liu Yan Shang, a fost doar dorința de investitori în depozite pe malul canalului Dunăre-Marea Neagră, depozite însemnând atât de cereale, de mărfuri, de produse de orice tip, de orice tip, care să poată, sunt aduse în portul Constanța, dar totodată, dar totodată ne dorim să realizăm producție. Producție de legume, producție, sere de flori, producție, dacă vreți dumneavoastră, în ceea ce înseamnă confecționare, confecție de în lemn, în uh, aluminiu, în tot 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 ce înseamnă textile, important este să se creeze obiective de investiții pe teritoriul comunei Cumpăna care să aducă locuri de muncă pentru locuitorii comunei și nu numai și venituri financiare la bugetul local al comunei. Este țelul meu de a dezvolta economic localitatea. O forță puternică economică pe cum este China poate să realizeze acest obiectiv, dar de ce nu și investiții de infrastructură majore? plângem de acel pot peste canal Dunăre Marea Neagră. Ne este necesar, ne este necesar să creeze puntea de legătură a comunei cu sudul județului. Ne este necesar să descongestionăm traficul, circulația intensă de pe DN 39 și să putem să avem căi de ieșire din comuna Cumpăna, nu numai acel pod. Cerem căi pe marginea canalului Dunăre Marea Neagră, cerem nod de descărcare dacă noi nu suntem în stare să le realizăm cu fondurile guvernamentale sau fonduri europene care să fie pe infrastructura europeană, de ce să nu aducem partenerii chinezi? Deci avem nevoie de asemenea investiții? Am avut parte despre uh, schimbul de experiență al copiilor. Important este copiii noștri să cunoască cultura chineză, poporul chinez, cum și aceea să cunoască cu adevărat care sunt uh, calitățile românului.